Una dintre sărbătorile cele mai importante dedicate Sfintei Fecioare Maria este adormirea Maicii Domnului, moment în care biserica prăznuiește trecerea sa la Domnul. Un izvor important al deslușirii însemnătății acestui praznic pentru biserică îl reprezintă textele liturgice. În acestea, în mod poetic, este slăvit momentul adormirii Maicii Domnului. Maica Domnului își încredințează sufletul Fiului Său, Mântuitorul Hristos, care îl primește în slavă în prezența sfinților îngeri. Astăzi, cerul își desface sânurile, primind pe ceea ce a născut pe cel neîncăput de toate, și pământul cel ce dă izvor de viață, de binecuvântare, se împodobește cu bună frumusețe. Îngerii se reunesc ceată cu apostolii, cu frică privind la ceea ce a născut preîncepătorul vieții, mutându-se ea din viață în viață. Toți suntem îndemnați să ne închinăm ei rugându-ne. Împărtășirea cea de un neam nu o uita, stăpână, a celor ce prăznuiesc cu credință preasfânta adormirea ta. Adică se cere Fecioarei Maria să nu uite că suntem oameni, la fel ca și ea, și să se roage pentru noi. Maica Domnului este cea dintâi mijlocitoare și rugătoare pentru noi la Hristos Domnul. La finalul tuturor slujbelor, preoții invocă această mijlocire preeminentă zicând: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi. Când este reprezentată în biserici ca rugătoare, ea este un simbol, personificarea bisericii întregi care se roagă. De aceea, Maica Domnului este pictată în absida Sfântului Altar cu mâinile întinse în rugăciune. Își ridică în altar mâinile către Mântuitorul, reprezentat în fiecare biserică, în tur la Pantocrator, care înseamnă atotputernic. Lauda Maicii Domnului are întotdeauna legătură cu faptul că ea l-a născut pe Mântuitorul Hristos, cu faptul că este născătoare de Dumnezeu. În Maica Domnului, finitul a fost capabil să cuprindă infinitul, cel necuprins a fost cuprins în pântecele fecioresc. În acest praznic al adormirii sale, textele liturgice lasă să se întrevadă și o altă minune săvârșită la acel moment, anume înălțarea Maicii Domnului cu trupul la cer. Petrecut au cetele celor fără de materie în Sion, dumnezeiescul tău trup cel mergător la cer, spune textul slujbei. Datu-ți-a ție cele mai presus de fire, împăratul Dumnezeul tuturor, că precum într-o naștere fecioară te-ai păzit, așa și în groapă trupul ți-a ferit fără stricăciune. Și împreună te-a proslăvit într-o dumnezeiască mutare, cinste ție Maicii ca un fiu dăruindu-ți. Deși lasă această lume, prin sfânta adormirea sa, Maica Domnului nu o părăsește, rămânând rugătoare, mijlocitoare și ocrotitoare a neamului omenesc.